Rechinii sunt prădători de cel mai înalt nivel care vânează cu forță și tenacitate. Ochiul rechinului e capabil într-o secundă să capteze mai multe cadre decât un om, iar simțul mirosului e atât de puternic încât e capabil să simtă sânge diluat în apa maritimă într-o proporție de 1 la 1 milion. Astăzi o să-ți arătăm cele mai uimitoare cazuri cu rechini care cineva a reușit să le filmeze cu camera. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți un ceai cu lămâie, stoarce butonașul de like și să începem! În Cârlig, un bărbat pescuia în Africa de Sud și la momeala sa a reacționat un pește cu mult mai mare decât se aștepta. Era un rechin care a început să atace caiacul. Într-un final, barca s-a răsturnat și pescarul a ajuns sub apă. Însă, se pare că el s-a născut în cămașa albă. Rechinul nu l-a atins deloc. Un caz la plajă. Oamenii se scăldau lângă plajă, însă pe neașteptate s-a apropiat un rechin. El era atât de aproape, a făcut câteva cercuri și după a înotat fără să atingă pe cineva. Lupta cu rechinii. Acest caz a avut loc în Noua Zeelandă. Diverul nu a observat că și un rechin a pus ochiul pe un ton pe care îl vâna scafandrul. După ce el a țintit cu cârligul în pește, prădătorul a apărut ca din senin. Speriat, scafandrul se ridică la suprafață, însă când a privit, a văzut ce se întâmplă. Majoritatea oamenilor ar lăsa peștele și și-ar salva viața, însă tipul e un adevărat erou. Cu ajutorul cuțitului, a câștigat prada și și-a salvat propria viață. Salvarea unui pui de rechin. Un pui de rechin s-a blocat între pietre, însă a avut noroc, l-au găsit scafandrii. Iar acești tineri bravi se temeau să salveze un rechin matur. El l-a apucat de coadă și l-a târât în apă. A riscat foarte mult, însă nu a putut rămâne indiferent văzând suferințele peștelui. Iată încă un salvator. Se pare că acest om simte doar dragoste față de prădători. O familie din Australia de Vest și-a riscat viața salvând un rechin uriaș. Pe această plajă se odihneau mulți oameni, însă doar un băiat a decis să ajute un rechin care a ieșit pe plajă. Restul doar filmau cele întâmplate. Bine că acum părinții știu că se pot mândri cu fiul său. Acest rechin alb vâna un pescăruș și s-a întors pe spate. Oamenii au legat coada, iar frânghia a legat-o de barcă. Astfel au dus rechinul la adâncime și rechinii trebuie ajutați. Ești de acord? În interiorul rechinului. Dacă la fel dorești să te împrietenești cu un rechin, următoarele imagini vor dezbate această dorință. Priviți interiorul gurii. În timpul unei filmări subacvatice, un rechin de la început a înghițit camera video, iar după a scuipat-o. Acum toată lumea poate vedea cum arată gura din interior a rechinului. Pește în interiorul peștelui. Privește aceste imagini unice. E un adevărat noroc să filmeze asemenea cadre. Peștele de parcă călătorește în interiorul rechinului și privește din gura sa ca să vadă ce se întâmplă în jur. Rechin gigantic. Indiferent de denumirea sa, rechinii gigantici ajung la 10 metri, mai puțin decât alte tipuri de rechini. Priviți ce gură mare are, însă rechinii mănâncă doar plancton, de aceea pur și simplu înoată cu gura deschisă, filtrând cu branhiile apa. Rechin alb gigantic. Rechinul alb e foarte periculos pentru om. Cel mai mare reprezentant a fost prins în 2012. Lungimea sa era de aproape 5 metri, iar greutatea de 1,5 tone. Dinți. Privind acest rechin, ai putea crede că e o specie deosebită. Nu, acest rechin care trăiește în acvariu în Dubai are maxilarul deformat. Și atâta tot. Celulă.
Scufundarea adâncă într-o celulă de fier e un tip popular de distracție extreme, care le permite oamenilor să privească prădătorii îndeaproape. Însă, diverii pe aceste cadre au primit mai multă adrenalină decât s-au așteptat. De la început, rechinul sărotea în jurul celulei, după a atacat-o. Prădătorul a reușit să se bage între gratii. Oamenii erau speriați, însă, spre fericire, nimeni nu a avut de suferit. Iată încă un caz când rechinul a băgat capul prin celulă. Și încă unul. După cum vezi, cazul de genul nu sunt o raritate. Adu-ți aminte de aceste imagini dacă vreodată cineva îți va propune să te scufunzi la adâncime. Spre exemplu, în aceste imagini, scafandrii s-au întâlnit cu un rechin mare și alb. Chiar și când cușca a fost ridicată, prădătorul nu ceda. De asemenea, pe aceste imagini putem vedea ce dinți mari are. Putem spune una, iubitorii de senzații tari vor aprecia asemenea momente. Diver. Un rechin mare aproape că a mușcat capul scafandrului. El a scăpat ca prin minune. Alături. Rechinii deseori atacă navele maritime aflate prin preajma. Rechin contra rechin. Rechinul care trăiește în acvariumul din Coreea de Sud și-a mâncat ruda care avea doar cu un metru mai puțin. Deseori au loc cazuri de canibalism între rechini. Ei luptă pentru teritoriu și cel care a pierdut devine prânz. Când doi rechini luptă între ei, e o competiție atât de agresivă. Un rechin a mușcat o bucată mare din alt rechin. Prietenia cu un rechin. Indiferent de faptul că aceste creaturi sunt atât de periculoase, unele tipuri de rechini sunt prietenoși cu oamenii. Acest scafandru înnoată alături de prădător. Scufundări extreme. Un instructor de diving a înregistrat un video în care înnoată lângă un rechin de 9 metri. Utilizatorii au numit-o blonda fără frică. Truc. Credem că un astfel de truc poate fi numit în lumea gimnasticii salto de rechin. Peștii ferăstrău se mai numesc tâmplari, chiar dacă se atribuie la stingray, însă din cauza că arată înfiorător, sperie ca și rechinii. Peștii ferăstrău pot speria oamenii doar cu aspectul lor, ei se alimentează doar cu raci și pești mici. Rechinul fantom sau rechinul elefant are această denumire din cauza că partea de jos a bărbiei seamănă cu trunchiul unui elefant. El ajută peștele să găsească la fundul oceanului larve și crustacee. Rechinul gulerat. E încă o specie neobișnuită, seamănă mai mult cu un șarpe maritim. Pliurile largi de pe piele, formate de filamentele branhiale, formează ceva de genul unui guler. Iată de ce e numit astfel. Rechin tâlhar. Pescarii au reușit să prindă un pește destul de mare. Ei așa și nu au reușit să-l scoată din apă. El a fost atacat de un rechin. Scafandru curios. Se pare că acest scafandru consideră că are prea multe mâini și dacă va rămâne fără una, nu se va întrista. Rechini contra delfinilor. Rechinii sunt prădători de rang înalt, care rapid rezolvă conflictele cu toți cei care locuiesc în apă. O dronă a filmat cazul în care un rechin alb a început a mușca delfinul. El l-a mâncat destul de rapid. Rechinul tigru nu e atât de mare ca cel alb, dar el e cunoscut datorită faptului că nu alege ce să mănânce. Înghite tot ce întâlnește în cale, chiar dacă e o anvelopă sau un borcan de fier. Însă, oamenii de știință din laboratorul din Golful Mexic au fost șocați când în stomacul unui rechin tigru lungimea căruia era mai puțin de 3 metri, au găsit oasele unui delfin de 2 metri.
Octopus sau rechin? Dacă rechinii înghit chiar și delfinii, atunci octopus trebuie să fie pentru ei o pradă ușoară, dar asta nu e mereu așa. Atât caracatețele cât și delfinii pot fi de dimensiuni diferite și în acest caz dimensiunea chiar are valoare. Crocodil sau rechin? Încă un rival periculos contra rechinului este crocodilul. Prădătorul a încercat să atace reptila, însă crocodilul a dat de înțeles că ar fi mai bine ca nimeni să nu se apropie de el. El practic a apucat rechinul de coadă, însă el a reușit să scape. Vânătoare pe mal. În aceste imagini vedem cum un rechin își atacă jertfa chiar la mal. În câteva secunde, apa a devenit roșie de la sânge. După ce a scăpat de victimă, rechinul a târât-o la adâncimi. Alături de casă. Cum te-ai simțit dacă rechinii ar înota alături de casa ta? Cadrele au fost filmate în Florida. În curtea unei case înota un rechin de 1,5 metri. Rechin și Stingray. Privește ce s-a filmat cu ajutorul unei drone. Doi prieteni în noată în ocean. Cel mai mare rechin care vreodată a fost prins a fost un rechin găsit în Pakistan cu o lungime de 41 de metri. Ca să scoată monstrul din apă a fost nevoie de 5 excavatoare. Bun venit pe canalul Despre Tot! De la cataclisme până la fabrici de bomboane, de la sportivi talentați până la cei mai caragioși muncitori, videoclipuri amuzante, înfricoșătoare, drăguțe sau chiar motivante, pe toate le găsești aici, pe canalul Despre Tot. Linkul este în descriere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă vă este frică de rechini. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă laim!